sau spre fratele mai mare, sau spre un om dintr-o instituție importantă, are nevoie să vadă pe cineva mai bun, mai puternic decât el. În cazul în care căutați un erou, dragi tineri, eu v-aș sugera să priviți la Dumnezeu, așa cum s-a descoperit El în Iisus Hristos. Nimic rău n-a făcut, niciun eșec nu a avut, dimpotrivă s-a arătat spre încurajarea și spre instruirea celor fricoși. Dumnezeu l-a folosit pe acest Gedeon temător, fricos, cel mai mic din familia lui. Însă, tendința firească a tânărului de astăzi este să stea degeaba.